Bună ziua! În acest videoclip vreau să clarific un lucru pe care l-am văzut des în comentarii. Mai primesc uneori întrebări de tipul am temperatura 37,2, trebuie să iau antibiotice, trebuie să iau pastile, am febră. Știu că toată lumea se gândește că temperatura normală a corpului este 37 de grade și se gândește că 37, gata, orice punct peste 37 este febră. Sau, din nou, dacă este mult sub 37, este o mare problemă, este o problemă gravă de sănătate. În primul rând, vreau să vă spun că temperatura variază foarte mult în funcție de cum este măsurată. Eu pot să vă dau un exemplu. Mama mea, când a fost la un supermarket recent și i s-a luat temperatura în perioada aceasta a COVID, domnul de la pază care lua temperatura i-a spus: da, doamnă, puteți să intrați în magazin, aveți temperatura 33 și ceva. Credeți-mă, la temperatura de 33 de grade, probabil nu ne-am simțit bine, n-am fi deloc în stare să mergem la supermarket. Deci este foarte important cum măsurăm temperatura, pentru că diferite părți ale corpului au temperaturi diferite. Normal, dacă venim de afară și ne luăm repede temperatura, va fi scăzută. Sau dacă punem termometru cum nu trebuie, s-ar putea să afișeze 35, 35,6, 36... Și probabil temperatura este în continuare normală. Deci ăsta e primul lucru, să măsurăm temperatura corect. Un alt lucru important este că temperatura corpului variază în timpul zilei. Deci este posibil ca cineva care este absolut normal să aibă, de exemplu, 36,8 dimineața și să aibă eventual 37,3, 37,5 chiar după amiaza. Pentru femei, de asemenea, această temperatură poate să varieze în funcție de momentul ciclului menstrual. Și iarăși temperatura corpului poate să fie diferită. Deci este foarte important când facem aceste măsurători să vedem exact dacă am măsurat corect, dacă există și alte simptome asociate, dacă ne simțim rău, dacă are logică valoarea pe care am depistat-o. Pentru că să ne uităm la o valoare nu înseamnă nimic. Trebuie să o interpretăm într-un context mai larg. Dar eu aș considera, să spunem, febră, efectiv, o temperatură care, să spunem, depășește 38 de grade. Ce este sub 38, dacă să spunem este 37,8, 37,9 și persoana respectivă are, să spunem, simptomele unei răceli, m-aș gândi că este o stare de subfebrilitate, așa se cheamă. Dar, în general, febra este temperatura peste 38 de grade. Și acest interval de temperaturi normale, cum v-am spus, de regulă variază de undeva de la 36,2-3, în mod normal când măsurăm temperatura, până undeva spre 37,5-6-7-8 chiar. Deci acest interval în jurul a 37 de grade poate să fie absolut normal. Și întotdeauna, dacă vă simțiți rău, dacă aveți probleme de sănătate, nu vă bazați doar pe cifre. Discutați cu medicul dumneavoastră și stabiliți care este strategia optimă de tratament. Dacă vă plac aceste videoclipuri ale mele, nu uitați să vă abonați la canal pentru că vor veni și altele pe viitor. Vă urez numai bine, sănătate!